impactul păstrării criteriului demografic este unul clar pozitiv. Riscul major ar fi fost acela de nemodificarea legii și păstrarea prevederii prin care de la 1 ianuarie 2015 ar fi urmat să se poată crea orice număr de farmacii, în esență fără niciun fel de regulă referitoare la populația pe care o deservesc sau alte criterii. Riscul ar fi fost din punctul ăsta de vedere uriaș, pentru că am fi așteptat ca noile farmacii să afecteze atât farmaciile vechi, cât și pe ele însele, pentru că chiar dacă câteodată lumea nu vrea să creadă, dar cifrele de la Ministerul de Finanțe atestă acest lucru, businessul de farmacie este în momentul de față într-o stare financiară foarte precară. Vorbim aici pe medie. Apariția încă unui număr necontrolat de operatori care ar fi erodat și mai mult baza economică pe care operează, repet, de foarte fragil în acest moment farmaciile existente, credem că ar fi riscat să conducă la un număr semnificativ de insolvențe sau falimente, atât în rândul operatorilor noi apărut pe piață, cât și în rândul operatorilor vechi. Acest lucru nu e doar o prezumție. Țări precum Belgia și Ungaria au făcut acest pas și s-au confruntat cu această problemă. Au avut 10% din farmaciile existente și noi care s-au confruntat cu insolvențe. Au avut până la urmă situații în care numărul de farmacii rămase în picioare, ca să spun așa, a fost mai mic decât cel care exista înainte de momentul liberalizării. Și au luat decizia că pentru binele pacienților, pentru accesul pacienților la medicamentație cât mai facil, nu a fost o soluție care se conducă la rezultatul dorit și în consecință aceste țări au făcut chiar pasul înapoi și au reintrodus criterii de genul criteriu demografic, astfel încât să țină piața într-o situație de echilibru. Piața de farmacie este undeva între 2 miliarde și 2 miliarde și jumătate. Vorbesc de medicamente livrate prin farmacii, pentru că piața totală, în care farmaciile reprezintă pe 85%, este în jur de 2 miliarde și jumătate. Mă refer aici la medicamente și la OTC-uri, nu mă refer doar la medicamente cu prescripție. Și această piață, spre diferență de anii anteriori, până acum vreo 2-3 ani, când înregistra un ritm de creștere de ordinul 7 până la 10% pe care noi îl considerăm normal, pentru că vorbim despre un decalaj semnificativ care îl avem, nu vorbesc față de Europa de vest, dar chiar și față de alte țări din Europa de est, un asemenea ritm ar fi permis reducerea acestui decalaj. Din nefericire, acest ritm de creștere nu se mai înregistrează de cel puțin 2 ani de zile. Estimarea noastră este că piața anul acesta în valoare s-ar putea de fapt să scadă puțin. Motivul fiind foarte simplu. O serie de medicamente originale au ieșit de sub patent, sunt înlocuite cu medicamente care costă în medie maxim 65% din prețul originalului, dar pe medie probabil 50%, și aceste medicamente au lăsat, să spun așa, un spațiu liber în piață care nu este umplut de alte produse noi, originale, care să consume acești bani. Acesta este motivul pentru care piața, care după părerea mea trebuie în continuare să crească undeva între 5 și 10% pe an, cel puțin, nu sunt așa de optimist ca un alt speaker care a spus 15%, din nefericire staționează sau chiar riscă să scadă. Trebuie să vedem în ce măsură reglementările care au prevăzut introducerea unor noi medicamente pentru anul viitor vor genera această creștere de piață sau, dacă nu, cumva această creștere de piață va fi contrabalansată de niște delistări de produse, așa cum a indicat guvernul că ar trebui să întâmple, caz în care, de fapt, piața va sta pe loc, pentru că înseamnă că vom consuma doar în măsura în care economisim din produse pe care nu le vom mai comercializa.